Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Pe strada Logofăt Udriște, din sectorul 3 al capitalei, se află Biserica Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor. Conform actului de întemeiere, în anul 1736, Mitropolitul Ștefan al Țării Românești a ridicat în Mahalaua Lucaciului o biserică de zid cu hramul Sfântului Nicolae. Biserica Sfântul Stelian Lucaci din București găzduiește moaștele Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul, care au fost aduse aici în biserică la anul 1736 de către Mitropolitul Ștefan al Țării Românești. Sfântul Cuvios Stelian este ocrotitorul copiilor și al familiei. De fapt, biserica are hramul Sfântul Nicolae, dar cu timpul și datorită evlaviei credincioșilor, sunt foarte multe familii cu copii care vin și se închină la racla Sfântului. De-a lungul timpului, biserica a primit și hramul Sfântului Cuvios Stelian, prăznuit la 26 noiembrie. Înaintea acestui sfânt lăcaș fusese o biserică de lemn înălțată de boierul Luca, de unde provine și numele Mahalalei de atunci. Biserica Mitropolitului Ștefan va primeni sufletele enoriașilor vreme de un secol, însă la cutremurul din 1838 s-a surpat. Parohul de atunci, Ioan Călărășanul, va înălța o nouă biserică cu ajutorul a doi negustori macedoneni, Angel Hagi Pandele și Constantin Atanasiu. Marele incendiu din martie 1847 va mistui acoperișul și o parte însemnată a zestrei acesteia. Însă, preotul Călărășanul, împreună cu oameni de bună credință, reface stricăciunile și o redă în scurt timp rugătorilor creștini. Unul dintre enoriașii care au contribuit la refacerea bisericii a fost Anton Pan, compozitorul imnului României. În noiembrie 1854, Anton Pan, cel despre care Eminescu spunea că e isteț ca un proverb, avea să fie înmormântat în curtea bisericii, în dreptul ferestrei din stânga altarului. Biserica Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor, deține Sfinte Odoare încă de la începuturile ei. Moaștele Sfântului Stelian, ale Sfinților Haralambie, Elefterie, Onufrie și mai de curând ale Sfântului Pantelimon. În stânga catapetezmei aflăm o icoană care o înfățișează pe Maica Domnului Izvorul Tămăduirii și care aparține breslei tutungiilor și cafegiilor. Icoana datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Alte odoare prețioase sunt cele două icoane argintate ale Sfântului Spiridon, ocrotitorul pielarilor și al cizmarilor. Una dintre ele a fost donată la începutul secolului 20 de către negustorul Pavel Negreanu și o alta provine de la Biserica Spirea Veche, care a fost demolată. În martie 1977, biserica a suferit stricăciuni, fiind necesară consolidarea și repictarea interiorului de către pictorul Dumitru Bănică. În curând, biserica din Mahalaua Lucaciului va sărbători 300 de ani de existență, mulți înainte într-o desăvârșire a sufletelor celor care îi calcă pragul cu credință. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.